Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghiță, a reacționat marți după ce Africa de Sud a suspendat temporar administrarea vaccinului AstraZeneca pentru că un studiu a identificat o eficacitate limitată față de varianta sudafricană a COVID. Gheorghiță susține că vaccinul AstraZeneca protejează față de formele severe ale bolii, în contextul în care studiile efectuate de această companie nu au relevat astfel de cazuri sau internări la pacienți imunizați. Acest tip de vaccin, ca și celelalte, a primit autorizare de punere pe piață de la Agenția Europeană a Medicamentului, ceea ce înseamnă faptul că a făcut dovada profilului de siguranță, de calitate și de eficacitate. În ceea ce privește protecția oferită de vaccin din punct de vedere practic, în studiile derulate de compania AstraZeneca nu au fost înregistrate cazuri de forme severe de boală sau de internări la pacienții vaccinați, ceea ce înseamnă că acest vaccin ne protejează într-o proporție foarte mare față de formele severe de boală, nu ajungem să ne internăm. Din acest punct de vedere, trebuie să interpretăm corect această rată de eficacitate. Practic, atâta timp cât la nivel individual eu nu ajung să fac o formă severă de boală, nu ajung să mă internez la spital, este un lucru cât se poate de important din punct de vedere al riscului individual. Gheorghiță a comparat acest vaccin cu antigripalul. Vă reamintesc că rata de eficacitate a vaccinului antigripal este între 40 și 60%. Chiar sunt anumite tulpini gripale pentru care eficacitatea este de 20%. Și acesta este un motiv pentru care în fiecare an totuși ne vaccinăm antigripal, pentru că ne ferește de a face forme grave cu complicații în cazul gripei sezoniere. Este același principiu și în cazul vaccinului de la AstraZeneca. Medicul a mai spus că, potrivit protocolului de studiu pentru AstraZeneca, acest vaccin scade cu circa 67% rata de transmitere a noului coronavirus. Este un lucru extrem de important faptul că avem date care ne certifică o scădere cu 67% a riscului de a transmite această infecție, practic de a face infecția asimptomatică. Mai mult decât atât, această rată de eficacitate de 60% a fost evaluată în baza datelor disponibile la care Agenția Europeană a Medicamentului a eliberat autorizarea condiționată de punere pe piață, însă în momentul acesta există un preprint în jurnalul Lancet în care rata de eficacitate este între 70 și 80%, fiind aproape de 80% la persoanele la care rapelul a fost administrat după intervalul de 8 săptămâni. Deci din acest punct de vedere, rata de eficacitate este suficientă pentru a recomanda cât se poate de ferm acest tip de vaccin pentru categoria populațională la care este recomandat în momentul de față, 18-55 de ani. Valeriu Gheorghiță a menționat că limitarea acestui vaccin la grupa de vârstă 18-55 de ani este motivată de faptul că până în prezent nu au fost suficiente persoane înrolate în studiile clinice pentru a se putea proba rata de eficacitate. Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților a subliniat importanța creșterii ratei de vaccinare anti-COVID-19. Cred că este important ca în perioada următoare să creștem rata de vaccinare, să creștem nivelul de acoperire vaccinală, pentru că doar în acest fel putem să reducem circulația virusului și să scădem riscul de emergență a noi tulpini virale cu mutații care, pe lângă faptul că le pot crește contagiozitatea, anumite mutații pot să fie asociate cu o virulență mai crescută, iar altele pot să fie mutații care scapă de la protecția vaccinului. Ori din acest punct de vedere, cred și recomandăm cu responsabilitate cât se poate de mare accelerarea campaniei de vaccinare, nu doar în România, ci în toate țările, având în vedere că este singura modalitate prin care putem să reducem riscul de emergență a noi tulpini virale mutante.